Bonjour, madame Vojinovic. Bună, Otilia. Ești gata de lecție? Bun. În primul rând să vedem dacă ai stof. Îți voi arăta o nouă melodie. Fii atentă și repetă după mine. E groasă. Am fost așa căldură în 1905. E cald, într-adevăr. Dar când este omul cult, le suportă mai ușor pe toate. Colonelul Lawrence, bună oară. Știi ceva de colonelul Lawrence? Nu. Îmi pare rău. N-am auzit nimic de acest personaj. Băcat. Nici eu nu prea știu mare lucru. Dacă s-ar fi urcat în tramvaiul ăsta, l-aș fi întrebat. Îmi place să intru în vorbă cu oameni culți. Tinerii aceștia, domnul, erau desigur studenți. Studenți eminenți. Așteptam cu ei în stație și i-am ascultat. Vorbeau despre un anume, colonel Lawrence, și de aventurile lui în Arabia. Și ce memorie! Deci dau pagini întregi din cartea colonelului. Era o frază care mi-a plăcut, o frază foarte frumoasă. Despre arșița care l-a întâmpinat pe el, pe colonel, undeva în Arabia. Și l-a lovit în creștet, l-a lovit ca o sabie. L-a lovit în crește, amuțindu-l. Îmi cer iertare, niciodată nu știu unde îl pun. Da, nu e grav, avem timp. Că n-am ajuns încă la țigănci. E o rușine, e nepermis. Toată lumea vorbește. E adevărat, pare o casă frumoasă. Și o grădină, ce grădină. Uitați că începe să se zărească. Nu știu, bătrân, de aceea e atâta umbră. Am auzit că locul dă umbra abia după 30-40 de ani. Fii adevărat? Sunt nu știu, bătrân, de peste 50 de ani, dar asta atâta răcoare. Pe o căldură ca asta, ferice pe ei.
Pe ele, sunt țigănci. Umblu cu tramvaiul ăsta de 3 ori pe săptămână și vă dau cuvântul meu de onoare. Nu s-a întâmplat o singură dată să nu aud de țigănci. Oare de unde au venit? Le cunoaște cineva? Au venit de mult. Sunt aici de 21 de ani. Când am venit eu întâi și întâi în București, țigăncile astea tot aici erau. Dar grădina era mult mai mare. Nu se clădise încă liceu. Eu, cum vă spuneam, trec regulat cu tramvaiul ăsta de 3 ori pe săptămână. Pentru păcatele mele, sunt profesor de piano. Zic pentru păcatele mele, pentru că n-am fost făcut pentru asta. Am o fire de artist. Aaa, vă recunosc. Sunteți domnul Gavrilescu, instructor de piano. Am o nepoțică. I-ați predat cursuri acum 5 sau 6 ani. Da, eu sunt. Dau lecții de pian, umblu mult cu tramvai. De multe ori mi-am pus întrebarea. Gavrilescu, să presupunem că sunt țigănci. Mă rog, de unde au ele atâția bani? O casă ca asta, adevărat palat, cu grădini, cu nuci. E o rușine. E de necrezut. Nici mie nu-mi vine să cred așa ceva. Și mi-a mai pus și o altă întrebare. Judecând după cât câștig eu, 100 de lei lecția, mi-ar trebui 10.000 de lecții să fac 1.000.000. Și stai să vedeți că lucrurile nu sunt așa de simple. Să presupunem că aș avea 20 de eleve cu 20 de piane în fiecare săptămână. Tot mi-ar trebui 500 de săptămâni. Și totuși, dar să vedeți că mai sunt și vacanțele. Ce zic de vacanțe? Vacanțele de Crăciun și de Paști când îmi rămân 2-3 eleve. N-ar fi cu totul 500 de săptămâni. Ar veni mult mai mult. Mult mai mult. E adevărat, în zilele noastre nu se mai învață la pian. Știam eu că am uitat ceva și nu știam ce. Servieta. Mi-am uitat servieta cu partituri. M-am luat de vorbă cu Madame Voitinovici, mătușa Otiliei, și am uitat servieta. Ce ghinion! Iau acum Gavrilescule înapoi cu tramvaiul până în strada Preoteță. Mi-a făcut plăcere. Atenție, că parcă ai începe să îmbătrânești. Te ramolești. Îți pierzi memoria. Da. Asta mi-aduce aminte de ceva. Un mic efort, Gavrilescu. Un mic efort de memorie. Undeva pe o bancă, cu un ban în buzunar. Nu era așa de cald, era tot vară. Pleacă lumea la băi. Mâine, pe mine, pleacă și Otilia. Prea târziu. Când ești tânăr și ești artist, le suporți pe toate mai ușor. Țigănci?
nu dorește inima azi? O țigancă, o grecoaică, o nemțoaică? Nu. Nu nemțoaică. Atunci o grecoaică, o țigancă, o evreică? 300 de lei. 3 lecții de pian. Fără să mai socotim în tramvaiul dus întors. Ești muzicant? Atunci are să-ți placă. Sunt artist, dar pentru păcatele mele am ajuns profesor de pian. Deși idealul meu întotdeauna a fost arta pură. Crezi pentru suflet. Vă cer iertare, niciodată nu găsesc formuleu când trebuie. Nu e grabă, avem timp. Nu e nici 3. Vă cer iertare că vă contrazic, dar cred că vă înșelați. Trebuie să fie aproape 4. La 3 am terminat eu lecția cu Otilia. Atunci să știți că iar a stat ceasul. În sfârșit! Să-l duci la bordei! Făcusem iluzii. Eu venisem pentru natură, pentru răcoare. Așteaptă până intram bordei. Haide, nu-ți fie frică. Sunt emoționat. Să nu bec prea multă cafea. Hildegard. Nu m-am mai gândit la ea de 20 de ani. A fost marea mea dragoste. A fost femeia vieții mele. Dar să vedem dacă ai să ne ghicești. Să vedem dacă ai să știi care e țiganca. Mi-e sete. Ți-a trimis baba cafea. Domnișoarelor, auzisem de un colonelul Lawrence. Domnișoarelor, am și o întrebare. Aș fi vreo să știu ce v-a apucat. Credeam că ne-ai spus domnișoare și aici suntem la țigănci. Nu asculta, nu te lua după ea, că vrea să te păcălească. Credeam că te-ai încurcat. Nu asculta, vrea să te păcălească. Îți spun eu care este adevărul. Credeam că ți-a fost frică. I-a fost frică! Domnișoare, văd că nu știți cu cine aveți de-a face. Eu nu sunt un oarecine. Eu sunt Gabrielescu, artist. Și înainte de a fi ajuns, pentru păcatele mele, un biet profesor de pian, am trăit un vis de poet. Domnișoare, la 20 de ani, am cunoscut, m-am îndrăgostit și am iubit de film. Ah! De ce mi-ați adus aminte de tragedia vieții mele? Pentru că, după cum ați înțeles, Hildegard n-a devenit niciodată soția mea. S-a întâmplat ceva teribil. Dar ce? Ce s-ar fi putut întâmpla? E curios că nu mi-am dat aminte. E adevărat că nu m-am mai gândit la Hildegard de foarte mulți ani. M-am învățat să-mi cu ideea.
Cum spuneam, Gavrilescu, ce a fost, a fost. Iar acum deodată, intrând la voi, aici, mi-am adus aminte că am cunoscut și eu o pasiune nobilă. Mi-am adus aminte că am iubit-o pe Hildegard. Nu am avut dreptate, i-a fost frică. Da, ai dreptate, i-a fost frică. Nu înțeleg ce vrei să spuneți. Ți-e frică? Ți-a fost frică de cum ai intrat? De aceea ți-a fost atât de sete. Și de atunci schimb mereu vorba. Tu ne-ai ales, dar ți-e frică să ne ghicești. Tot nu înțeleg. Trebuia să ghicești de la început. Care-i țiganca, care-i gricoaica și care-i evreica. Încearcă acum dacă zici că nu ți-e frică. Ghicește! Care-i țiganca? Ghicește-ne, ghicește-ne, care-i țiganca? Vreau să zic că, dacă ți-a aflat că sunt artist, păi credeți că trăiesc în nori, că nu știu cum arată o țigancă. Credeți că n-am atâta imaginație încât să-mi imaginez cum arată o țigancă, mai ales când e floarea vârstii frumoasă și tânără. Pentru că sunt artist, primesc să fiu pus la încercare, chiar la această încercare copilărească. Și răspund, țiganca ești tu. Grecia! Grecia eternă! Când eram în dragoste cu Hildegard, nu visam decât asta, să facem împreună o călătorie în Grecia. Aveam 20 de ani și ea nu împlinise încă 18. Era frumoasă, eram amândoi frumoși. Visasem să mergem în Grecia. Nu, era mai mult decât un vis. Era ceva care începuse să fie real, căci hotărâsem să plecăm în Grecia foarte curând după nuntă. Și atunci s-a întâmplat ceva. Dar ce, Dumnezeu, s-a întâmplat? Era tot așa o zi caldă ca asta, o zi teribilă de vară. Am văzut o bancă și m-am îndreptat spre ea. Și atunci am simțit arșița lovindu-mă în creștet. Lovindu-mă ca o sabie în creștetul capului. Nu, asta era povestea colonelului Lawrence. Am aflat-o azi de la studenții așteptând tramvaiul. Haide cu mine! Ce-ați întârziat atât? Și-a adus aminte de Hildegard. Nu trebuia să-l lași. Pardon, dați-mi voie. Această chestiune este personală. Nu mă poate nimeni împiedica. A fost tragedia vieții mele. Acum iar să întârzie. S-a încurcat din nou. Dar dați-mi voie! Nu m-am încurcat deloc. A fost tragedia vieții mele. Mi-am adus aminte de ea cum am intrat aici. Nu trebuia să-l lași. Acum nu o să ne mai ducească niciodată. Mi-am adus aminte. Știu ce s-a întâmplat. Acum știu. Era tot așa ca acum, într-o vară. Hildegard plecase cu familia ei la Königsberg. Era teribil de cald. Locuiam în Charlottenburg și ieșisem să mă plimb pe sub arbori. Erau arbori înalți, bătrâni, cu umbra deasă. Și era pustiu. Era prea cald. Nu îndrăznea nimeni să iasă din casă. Și acolo, sub arbori, am zărit o fată tânără, care plângea în copote. Plângea cu obrazul ascuns în mâini. Și m-am mirat mult, că își scoase pantofii și jirezemă picioarele pe o mică valiză, așezată înaintea ei pe pietriș. Gavrilescu le-a spus, iată o ființă nefericită. De unde să domnesc eu? Domnișoarelor, eram tânăr, eram frumos și aveam un suflet de artist.
O fată abandonată îmi rupea inima. Așa a început tragedia vieții mele. Am încercat să vorbesc cu ea, să o consolez. Și acum ce-i de făcut? Să mai așteptăm să vedem ce ne spune baba. Dacă mai așteptăm, nu se ne ghicească niciodată. Da, tragedia vieții mele. O chema Elsa. Mi-a spus Gavrilescule, așa a fost să fie. Ce asul rău. Așa sunt artiștii, fără noroc. Vedeți? Acum ea se încurcă și nu o să mai știe cum să iasă. Ah, destinul! Grecia eternă! N-am apucat să te văd. Lasă asta, aduți aminte când ai ales. O țigancă, o gărbăriu și o iubire. Licește-mi și ai să vezi cât de frumos are să fie. V-am să zic că așa-i povestea aici pe la voi. Artist sau muritor de rând, voi o țineți una și una. Să vă ghicesc că e țigancă. Și de ce mă rog? Cine a dat ordine? Asta e jocul nostru aici, la țigănci. Încearcă să ne ghicești. N-are să spară. Dar mie nu-mi e capul la joc. Eu am auzit aminte de tragedia vieții mele. Căci vedeți, acum înțeleg foarte bine. Dacă în seara aceea la Charlottenburg n-aș fi intrat cu el să într-o berenghie, sau chiar dacă aș fi intrat. Dar dacă aș fi avut bani cu mine și aș fi putut plăti eu consumația, viața mea ar fi fost alta. Dar s-a întâmplat că n-aveam bani și a plătit Elsa. Și a doua zi am umblat peste tot să caut câteva mărți să-mi plătesc datoria. Dar n-am găsit. Toți prietenii, toate cunoștințele erau plecate în vacanță. Era vară, era teribil de cald. Ascultați că nu v-am spus tot. Trei zile n-am găsit bani și mă duceam în fiecare seară să o văd pe Elsa, la gazda ei, să mă spus că nu găsisem bani. Și pe urmă mergeam amândoi la berărie. Dacă măcar m-aș fi ținut tare și n-aș fi primit să merg prea la berărie. Dar ce vreți, mi-era foame. Eram tânăr, eram frumos. Hildegard era plecată la băi și mi-era foame. Vă spun drept, erau zile când mă culcam nemâncat. Viață de artist. Vă să zic că voi vreți să vă spun care e țigancă. Am să vă spun. Am să vă spun. Dar ce are? De ce nu poate să ne ghicească? I s-a întâmplat ceva și a adus aminte de ceva și s-a pierdut în jurul. Iar s-a încurcat. Eu sunt evreica. Ar fi trebuit să înțeleg. Avea ceva în ochii care venea de foarte departe. Și avea un voal prin care se întrezărea tot. Era cam Vechiul Testament. Nu ne-a ghicit băierul, n-a ghicit care-i țiganca. Spune-mi, Vaico, cum ar fi fost? Dacă ai fi ghicit-o, ar fi fost foarte frumos. Ți-am fi cântat și ți-am fi dansuit și te-am fi plimbat prin toate odăile. Ar fi fost foarte frumos. Ar fi fost foarte frumos. Ar fi fost foarte frumos. Thank you.
Unde sunteți? Unde v-ați ascuns? Degeaba vă ascundeți, că tot am să vă găsesc. Mai bine arătați-vă de bunăvoie. Poate credeți că mi-e frică. Dacă am acceptat să mă joc cu voi de-a v-ați ascunselea, a fost pentru că mi-a fost milă de voi. Ăsta e adevărul. Mi-a fost milă de voi. V-am văzut de la început, copile nevinovate, închise într-un bordei, la țigănci. Și mi-am zis, Gavrilescule, fetele astea vor să-ți joace o farsă. Prefăte că te lași păcălit. Lasă-le să creadă că nu știi să ghicești care-i țiganca. Așa e jocul. Așa e jocul! Și acum că ne-am jucat destul, puteți să ieșiți la lumină. Nu e nimic. Mai avem timp. Încă nu știți cu cine aveți de-a face. Mai târziu o să vă pară rău. V-aș fi putut învăța să cântați la pian. V-ați fi îmbogățit cultura muzicală. V-aș fi explicat literele lui Schumann. Ce frumusețe! Ce muzică divină!
V-am spus tot. Am venit cu Elsa la București. Eram săraci amândoi. Am început să dau lecții de pian. Nu, mulțumesc. Eu nu mai beau. Am băut destul la cafea. Mi-e teamă că n-am să mai dorm la noapte. Ia spune, ce mi-ai făcut? Ce s-a mai întâmplat? Apoi am început să ne jucăm de avați ascunsele. Firește, ele nu știau cu cine au de-a face. Sunt artist, profesor de pian. Eu venisem aici din simplă curiozitate. Mi-am spus... Gavrilescule, iată o ocazie să-ți îmbogățești cunoștințele. N-am știut că e vorba de jocuri naive, copilărești. Auzeam voci. Eram sigur că dintr-un moment într-altul... Ce ți-a mai căutat pălăria? Au răscolit fetele după ea în tot bordeiul. Da, recunosc. A fost și vina mea. Nu știam că, dacă nu le ghicesc la lumina zilei, va trebui să le caut, să le prind și să le ghicesc pe întuneric. Nu mi-a spus nimeni nimic. Am simțit draperia strângându-se în jurul meu, ca un giulgiu. Vă spun, draperia era ca un giulgiu. Se strângea în jurul meu, nu mai puteam respira. Era atât de cald. Mă mir că nu m-am sufocat. Da, a fost într-adevăr foarte cald. Cum trece timpul. M-am luat cu vorba și am uitat că trebuie să mă duc în strada preotesului. Imaginați-vă că mi-am uitat servieta cu partituri. Chiar mi-am spus azi după amiază. Gavrilescule, ai grijă că parcă. Mi-a făcut bine de cunoștință. Puneți-i castul la țigăci, o să vedeți, o să vă mai întreb nimic. A, nu, imposibil. O cunosc bine, e femeie curioasă. Mai bine nu spun nimic. Da, da, preotesele. Servieta. M-am luat cu vorba și am uitat-o aici. Am avut treburi prin oraș și n-am putut să vin mai devreme. Nu înțeleg. Ce fel de servietă? Dacă s-a jurat la masă, nu o deranjați. Știu unde am lăsat-o. E lângă pian. Ce ai căutat dumneavoastră, domnule? Pe Madame Voitinovici. Eu sunt Gavrilescu, profesor de pian al Otiliei. N-am avut plăcerea să vă cunosc. Ați greșit adresa. Aici este numărul 18. Dați-mi voie. Cunosc apartamentul acesta de 5 ani. Pot spune că fac parte din familie. Vine aici de 3 ori pe săptămână. Cum spuneți vă cheamă? Madame Voitinovici. E mătușa Otiliei. Otilia Pandele. Nu stă aici. Aici locuim noi. Familia Georgescu. Dânsa, doamna din față, este soția tatălui meu. E născută Petrescu. Te rog să fii politicos și să nu mergi în casă tot fel de persoane.
Vă cer scuze pentru această scenă. Este a treia soție a tatălui meu. Poartă pe umerii ei toate răile găstuirea întâiare. Cinci băieți și o fată. Regret. Regret foarte sincer. N-am voie să o supăr. E drept, e o oră cam nepotrivită. E ora mesei. Dar vedeți, acolo am eu partiturile mele de pian. Am partiturile în servietă, toate însemnările mele pe margini. De aceea le port întotdeauna la mine. Am o lecție în dealul sporii mâine dimineață. Nu cred că m-am făcut înțeles. Ceea ce vreau să vă spun că este că aici locuim noi, familia Georgescu. Locuim de 4 ani. Imposibil. Am fost aici acum câteva ceasuri. Am avut lecția cotidie de la 2 la 3. Apoi m-am luat de vorbă cu madame Vojtinovici. În strada Preotese, etajul 1? Exact. Cunosc foarte bine casa. O să vă spun și unde e pian. Vă duc acolo cu ochii închiși. E drept în față. Dar noi nu avem pian. Încercați la alt etaj. Încercați la etajul 2. Acolo locuiește familia capitan Zanfir. Sau încercați la etajul 3. Îmi pare rău, mi-ar fi plăcut să există o odilie la mine acasă. Vă mulțumesc, să încerc și la etajul 3. Deși vă dau cuvântul meu de onoare că pe la 3 și un sfert eram aici. Mi-e teamă că am confundat etajele. Căutam pe doamna Vojtinovici. Doamna Vojtinovici locuia la etajul 1, dar s-a mutat în provincie. A plecat de mult? Oh, da, de mult. S-a mutat îndată ce s-a căsătorit Otilia. Cred că faceți o confuzie. Eu vorbesc de Otilia Pandele. E nici clasa 6 de liceu. Nepoata doamnei Vojtinovici. Ne-a cunoscut bine pe amândouă. Când ne-am mutat noi aici, Otilia tocmai se logodise. Știți, la început a fost o încurcătură aceea cu maiorul. Doamna Vojtinovici nu vrea să-și dea consimțământul, dar avea și dreptate. Na, diferența era prea mare de vârstă. Otilia era un copil, nu împlinise încă 19 ani. Din fericire, a cunoscut pe domnul Frâncu, inginerul Frâncu. Nu se poate să nu fie auzit dumneavoastră de el. Inginerul Frâncu? Frâncu? Da, inventatorul. Au scris și jurnalele. Inventatorul Frâncu. Curios. Nu vă rog să mă iertați, cred că am confundat detaliile. Ați aflat ceva? Doamnele, sunt supratinde că s-a mai uitat. Dar vă asigur că e vorba de o confuzie. Otilia n-are nici 17 ani. E în clasa 6 de liceu. E chiar foarte curios. De aceea vă spun, nu cred nimic. Vă dau cuvântul meu de onoare. Dar în sfârșit, de ce să mai insist? Sigur, e vorba de o confuzie. Am să revin mâine dimineață. Gavrilescule, atenție că încep să te ramolești. Încep să-ți pierzi memoria. Confunzi adresele. Spuneam unui prieten, parcă am fi fost în Arabia. Colonelul Lawrence, dacă ți-a auzit de el. Acum, într-un ceas, două, are să vină noaptea. Întunerică, vreau să spun. Răcoarea nopții. În sfârșit o să putem respira. După miezul nopții o să putem respira. Ce zi, bă. Câte peripeții! În sfârșit! Asta nu mai merge. O schimbați la bancă. Dar ce are? S-a scos din circulație acum un an. O schimbați la bancă. Curios. Azi dimineața era bună. Și la țigani se le primește. Am avut 3 ca astea și la țigani și le-a primit pe toate. Nu trebuie să vorbiți de țigani în fața unei doamne. Toată lumea vorbește. Trec cu tramvaiul ăsta de 3-4 ori pe săptămână.
Și vă dau cuvântul meu de onoare. Toată lumea vorbește. Da, este adevărat. Toată lumea vorbește. Dăm de față cu doamnele. E o chestie de bună cuvință. Mai căutați, poate aveți și alți bani. Dacă nu, coborâți la prima stație. Sunt doar 5 lei. Da, până la vama poștii. Nu contează până unde este. Biletul costă 10 lei. Dumneata, pe ce lume treci? Trăiesc la București și umblu cu travaiul de 3-4 ori pe zi. Fac asta de ani, de zile. Și întotdeauna am plătit 5 lei. Dacă nu vreți să-mi dați și restul, coborâți la stația următoare. Tramvaiul s-a scumpit de vreo 3-4 ani. De 5 ani. Vă dau cuvântul meu de onoare. Atunci coborâți la prima stație. Mai bine plătiți diferența, că până la poștei aveți o bucată de mers. Se petrec lucruri curioase în țara asta. Se iau hotărâri peste noapte, la 24 de ceasuri. Dar, în sfârșit, de ce să mai insist? A fost o zi teribilă. Și cel mai grav e că nu putem trăi fără tramvai. Eu nu sunt silit să merg cu tramvaiul de 3-4 ori pe zi. Și o lecție de pian e 100 de lei. O bancnotă ca asta. Dar acum, nici asta nu mai e bună. Trebuie să merg să o schimb la bancă. Dați-mi mie că vă schimb de la birou. E frumos. S-a pus de mult în circulație? De vreo 3 ani. E curios că n-am văzut-o până acum. E adevărat, sunt cam distrat. Am fire de artist. S-a făcut seara. În sfârșit. Scandalul ăsta, domnule. Ce te-a apucat? Scuzați, nu știu ce s-a întâmplat cu nevastă mea. Mi s-a stricat și cheia, nu răspunde și nu pot să intru în casă. Dar de ce să intri? Cine ești dumneata? Deși suntem vecini, nu cred că am avut plăcerea să vă cunosc. Numele meu este Gavrilescu și locuiesc aici cu soția mea, Elsa. Atunci ați greșit adresa. Aici locuiește domnul Stănescu și nu e acasă, e plecat la băi. Dați-mi voie. Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, dar aici, la numărul 101, locuim noi. Elsa și cu mine. Locuim de 4 ani. Dar încetați, domnilor, odată, că nu putem dormi. Ce Dumnezeu? Pretinde că locuiești în casa domnului Stănescu. Nu pretind. Aici este casa mea și nu permit nimănui. Și înainte de toate vreau să știu ce s-a întâmplat cu Elsa și unde este. Întrebați la comisariat. De ce la comisariat? Ce s-a întâmplat? Știți ceva? Nu știu nimic, dar vreau să dorm. Și dacă dumneavoastră o să stați de vorbă toată seara... Îmi dați voie. Sunt, pot spune și eu, foarte obosit. Am avut o zi teribilă. Călduri ca în Arabia. Dar ce nu înțeleg eu este ce s-a întâmplat cu Elsa. De ce nu răspunde? Poate i s-o fi făcut rău și o fi leșinat. Ți-am zis, domnule, că nu e acasă? Că domnul Stănescu e plecat la băi?
Gavrilescule, atenție că s-a întâmplat ceva serios, foarte serios. Și nu vor să-ți spună. Ține-te bine, fă un efort de memorie. Madame Trandafir, trebuia să mă gândesc de la început. Lăsați-o să doarmă, săraca. E urgent. Lăsați-o să doarmă, Dumnezeu suerte, că a murit de mult. Imposibil. Am vorbit cu ea azi de dimineață. O confundat poate cu sorsa, Ecaterina. Madame Trandafir a murit acum 5 ani. Nu mai servim decât la pahar. Închidem la două. La două? Dar cât e ceasul acum? E două. E chiar două trecute. E teribil de târziu. Nu sunteți dumneavoastră domnul Costică? Da, eu sunt. Parcă v-aș cunoaște. Parcă. Am fost pe aici de mult. Aveam niște prieteni. Madame Trandafir. Da. Dumnezeu să ierte. Madame Gavrilescu, Elsa. Ce-a mai fost și cu dânsa? Nici până astăzi nu se știe ce s-a întâmplat. L-a căutat poliția câteva luni și n-a dat de el. Nici viu, nici mort. Biata Madame Elsa. L-a așteptat ce l-a așteptat și urmă a plecat cu familia în Germania. Și-au vândut lucrurile și-au plecat. N-aveau foarte multe. Erau săraci. Mă bătea gândul să iau eu pianul. Vă să zic că a plecat în Germania. A plecat de mult? De mult. La câteva luni după ce a dispărut Gavrilescu. La toamnă se împlinesc 12 ani. A scris și ziare. Curios. Și dacă ți-a spune dumitale, dacă ți-a spune că azi dimineață, și îți dau cuvântul meu de onoare că nu exagerez, azi dimineață am stat cu ea de vorbă. Ceva mai mult. La prânz am mâncat împreună. Pot să spun și ce am mâncat? S-o fi întors. Nu s-a întors. Nici n-a plecat. E la mijloc o confuzie. Acum sunt cam obosit. Dar mâine dimineață am să-i dau de rost. Încotro merg, șefule. Înspre la Țigănci. Atunci hai, urcați. Îmi pare rău, dar nu prea am bani.
Mai am 100 de lei și ceva mărunțiși. Și sutan trebuie ca să pot intra la țigănci. E mai mult, nu ți ajunge 100 de lei. Eu atât am plătit azi după amiază. Noapte bună. Ah, ce-mi plac florile. Ce frumuseți. Ai fire de artist. Va să zică la țigănci? Da, e o chestiune personală. Am fost azi după masă la țigănci și a ieșit o sumă de încurcături. Ah, țigăncile. Dacă n-ar fi țigăncile. Dacă n-ar fi. Da, toată lumea vorbește. Când trec un tramvai, vreau să spun. De fiecare dată când trece tramvaiul prin fața grădinii, toată lumea vorbește de la țigănci. Să o luăm pe aici, că tăiem drumul și ajungem și pe la biserică. Am florit și acolo regina nopții. E drept, nu-i ca la domnul general, dar nu o să-ți pară rău. E frumos. Ai fire de artist. Acum nu mai avem mult. De ce nu urcați? Îmi pare rău, dar n-am bani. Nu-i nimic, îmi dai din mărunțiși. Urcă! Era frumos, biserică bogată, tot lumea bună, tinerețe. Am ajuns, dar sunt porțile închise. Sunt porțile închise, trebuie să sunați. Nu mai căutați, îmi dați altă dată. O să aștept tot aici, la ora asta dacă mai pică vreun mușteriu, aici îl găsesc. Sunt eu, Gavrilescu. Mi-ați făcut o grămadă de încurcături. E târziu. Nu e nimeni. Ah, tu ești muzicantule. Mai e Nemțoaica. Ea nu doarme niciodată. Nemțoaica? 100 de lei. Vă cer iertare. Sunt cam obosit. A fost o zi teribilă. Vezi să nu te rădăcești. O ții drept pe coridor și numeri 7 uși. Când o să ajungi la cea de-a 7-a, bați de 3 ori și vei spune m-a trimis baba. Atenție, Gavrilescule, că iar ai făcut o încurcătură. Nu 13, nu 14, ci 7. Așa a spus baba, să numeri 7 uși. 7. Scuzați, am numărat greșit. Tot.
fost cu ea la berărie. Dacă n-aș fi fost cu ea la berărie, nu s-ar fi întâmplat nimic. Sau măcar dacă aș fi avut bani la mine. Dar așa a plătit ea, Elsa. Și, înțelegi, m-am simțit obligat. Și acum e târziu, nu-i așa? Foarte târziu. Ce importanță poate să mai aibă? Hai să mergem. Dar nu mai am nici casă. Nu mai am nimic. A fost o zi teribilă. M-am luat de vorbă cu Madame Vojtinovici și am uitat servieta cu partituri. Întotdeauna ai fost distrat. Să mergem. Dar unde? Unde? În casa mea s-a mutat cineva. I-am uitat și numele. Oricum, nu era cineva pe care cunoșteam. Și nici măcar nu e acasă, ca să-i putem explica. E plecat la băi. Dar nu mai am nici bani. Tocmai acum, când s-au schimbat banii și s-a scumpit și tramvaiul. Ai rămas același. Ți-e frică? Dintre cunoscunți n-a mai rămas nimeni. Toată lumea e la băi. Madame Vojtinovici, de la care m-aș fi putut împrumuta, lumea zice că ar fi plecată la băi. Pălăria. Lasă-o, nu o să avem nevoie de ea acum. Nu se știe, nu se știe. E o pălărie foarte bună. E aproape nouă. E adevărat. Tu chiar nu înțelegi. Nu înțelegi ce s-a întâmplat acum. De curând. De foarte curând. E adevărat că nu înțelegi. E adevărat, sunt cam obosit. A fost o zi teribilă. Dar acum, parcă încep să mă simt mai bine. Dar îți jur, îți dau cuvântul meu de onoare, că nu mai am niciun ban. Încotro, domnișoară. Ia-o spre pădure, pe drumul ăla mai lung. Hei, tinereți! Hildegard, se întâmplă ceva cu mine și nu-mi dau seama bine ce. Dacă nu te-aș fi auzit vorbind cu șoferul, aș crede că visez. Toți visăm. Așa începe totul. Ca într-un vis.